Salutare la toți! Astăzi eu vreau să vă arăt ce croșetez și tricotez la moment. De mult nu am făcut video din cauza că am fost la serviciu. Am fost foarte ocupată, dar sper că o să vă mai arăt mai des deja și o să vă arăt și cum se croșetează lucrurile care le fac, care o să le termin deja. Da? Azi o să vă arăt ceea ce lucrez la acum. Așa. În față aveți o fustiță, aceasta o să fie o fustiță pentru o fetiță de un an și jumătate. Nu pot să vă spun acum din ce fir este, pentru că aici nu este eticheta. Mai am fire, dar deja o să vă le arăt data viitoare. Iată așa un desen interesant, da, este cu găurile, se prevede, dar pentru fetiță micuță, eu cred că nu este atât de grav, da? Putem să facem și fustiță de sub, dar și nu numai decât. Pentru că oricum ei poartă pampers. Da? Așa. Eu o să croșetez undeva iată așa. O să fie lunguță. Firul o să-mi ajungă și cred că și o să-mi rămâi. Firul este destul de subțire. Croșeta 1 și 3 mm. Tot este subțire. Dar lucrul merge repede. Desenul este la noi din parcă 3 rânduri. O să vă spun mai precis. 1, 2, 3, 4. Din 4 rânduri este desenul. Da. În patru rânduri, în model șah, da, se memorizează foarte repede. Eu o să vă arăt această fustiță când am să termin, cum se croșetează. Dacă o să vreți, o să vă croșetați și voi. Ea se poate decroșeta și la mări mai mari. Se face elasticul acesta mai mare. După talia voastră, luați un centimetru și măsurați talia și faceți acest elastic, el poate și mai lătuț și mai îngust de tricotat și apoi după video cum arăt eu jur împrejur se croșetează desenul și o să vă se primească mărimea care aveți nevoie, da? Pentru că noi începem de la elastic. Elasticul tricotăm în rânduri întoarse, da? Și apoi în model de cerc croșetăm fustiță. Așa. Mai departe, să vă arăt ce mai am eu aici. Eu aici mai am cutia aceasta. Puțin am mai croșetat față de masă. Acesta o să fie o față de masă. Am foarte mult fir de acesta. Acesta este Romana fir. Doar că este foarte subțire și crește încet. Este așa un desen. Desen este destul de interesant. Este din două rânduri. Pare mi se două, dacă nu mă înșel. Și o să crească și o să crească. Eu cred că am să fac mare, dar cât de mare, nu știu. O să fac toate firele sau nu, cam 6-7 gemuri, poate și mai mult. Dar cred că o să-mi ocupi foarte mult timp. Așa. Iată așa. O față de masă. Și am mai început o fustiță, dar că am făcut doar elasticul. O să fie o fustiță tot interesantă. Vedeți cum fac eu elasticul? Așa, în rânduri întoarse. Ca un centimetru, luăm talie, măsurăm. Și ne uităm de ajuns sau mai. Croșetăm și apoi unim aceste două părți și iată ce sunt găuri și începem să tricotăm de jur împrejur desenul și așa se primește fustița. Acesta este firul
Deci, eu avem 200 de grame, este destul de mare, deși aici eu am mai tricotat și am mai croșetat din acest fir. 1200 de metri în 200 de grame și estimația Ucraina 70% bumbac și 30% in. Mai am o culoare așa, blu. Așa, să vă arăt încă. Nu știu, v-am arătat această lucrare sau nu. Aceasta este tot o față de masă, dar mai micuță. Este pentru masă rotundă. Iată așa, desen. Este din două fire. Aceasta este Aleza Miss, o iarnat Miss. Deja am uitat. Și aici este Coco de la Vita. Iată așa. Avem rămas încă un rând și am să spăl și am să-l calc și o să vă-l arăt mult mai bine. Să vedem dacă am schema și am să vă las dacă este și o să puteți și voi să vă faceți ceva asemănător, nu numai decât aceste culori, puteți să vă luați orice culoare care vă place, puteți chiar de o singură culoare să fie. La mine este așa, vesel ca de primăvară. Așa. Iată așa. Până ce, nu e de înțeles, eu pe urmă să vă fac poze și o să vadă mult mai bine. Mai departe am început un o eșarf, se spune eșarf, cum se numește? Ходяк. Este vitez din jur împrejur. Un snud. Iată așa. Se croșetează. Deși da, deja nu este sezonul, dar mie îmi place. Și îl fac din fire care mi-a rămas. Aceasta este Alize 800, Alana Gold 800 și a doilea fir. Tot este aceeași. Iată, doar că altă culoare. Le unesc la amândouă și o să-ți primească ceva interesant. Îmi place cum arată acest model. O să vă arăt și aceasta cum se croșetează. Eu, apropo, astăzi nu am nimic ce tricotez, doar croșetez, da? Croșeta. Așa, încă o lucrare. Pare mi se e ultima, dacă nu mă înșel. Este un șal din fir, iată așa, un fir Alize Atlas. Acum iarăși nu pot să vă spun câte metri are. O să vă arăt data viitor când o să fie gata. Dar uitați-vă ce puf. El parcă pare că este din mohair, dar nu are nimic mohair, are lăniță în acest fir. Și poliester primise. Uitați-vă ce finuț. Mie îmi place totul ce este cu găuri. Se croșetează ușor. Deja un ghem am finisat. Este din două rânduri și se croșetează ușor de tot. Iată așa o lucrare interesantă. Și pare misia aceasta este totul. Eu mai am de gând să mai încep niște lucruri, dar ceva mai târziu și o să vă arăt numai decât. Și când o să finisez iarăși o să vă arăt, când o să vă finisez lucrare, lucrare o să vă arăt cum se croșetează. Da? Dacă vă este interesant, abonați-vă, pentru că chiar dacă uneori eu dispar pe ceva timp, oricum eu pe urmă apar și nu am de gând să lepăd canalul, o să fie tot timpul ceva nou. Ceva noi o să croșetăm, o să tricotăm împreună, o să o arăt,
om să vă răci fire și așa mai departe. Eu vă doresc o zi frumoasă, vă iubesc mult, pa, pa!